Hristos a înviat. Iată, dragii mei, vom intra în casele dumneavoastră la zi de sărbătoare, iată, din zona centrală a Banatului și anume din orașul Timișoara, de la o locație superbă, Hotel Pacific. Și cu această ocazie mulțumesc gazdelor și vă îndemn și pe dumneavoastră să faceți aici un popas pentru a vă simți în largul dumneavoastră. Așadar, iată, sărbătorim astăzi o zi foarte importantă. Îl slăvim pe Bunul Dumnezeu că și-a dat viața pentru noi ca să ne pregătească mântuirea cerească acolo în Împărăția Cerului. Dragii mei, v-am pregătit niște versuri. În versurile mele descriu oarecum viața Domnului Iisus. Bunul Dumnezeu ne pregătește mare dar ceresc prin Hristos zămislire. În pântecele Fecioarei Maria vine și ne aduce mântuire. Se naște într-o mare sărăcie, neavând cine să-l primească, crește în mare modestie, ducând o viață aspră. La 30 de ani, Iisus își începe lucrarea ce avea de făcut. Tuturor ce îl ascultau, pe Tatăl Ceresc îl face cunoscut. Mulțime de popor îl urmau spre invidia cărturarilor și hotărăsc moartea să îl dea pe mâna judecătorilor. Iisus, însoțit de cei 12 apostoli, ce cu iubire îl urma, rămâneau uimiți de minunile ce Hristos le săvârșea. Vindeca orbi, șchiopi, demonizați, chiar și morți a înviat, toate prin puterea Tatălui Ceresc ce lui Hristos i-a dat. Iată, unul din ucenici, Iuda, îl vinde pentru 30 de arginți pe Domnul Iisus, cărturarilor și marilor preoți ce să îl omoare și-au propus. Iisus se retrage în grădina Ghețimani pentru a se ruga. În întunecimea grădinii, prin sudoarea de sânge ce avea i se întâmpla. Prin făclia prinse este prins și târât fără de milă la casa lui Pilat, unde în zi de joi a avut de pătimit aspru judecat. Ucenicii, lepădându-se de învățător, de frică stăteau ascunși și nu era cine să îi țină parte la chinurile la care era supus. Drumul spre Golgota i-a fost greu peste puterea Domnului Iisus. Maica Sfântă trecea dintr-un leșin în altul, în marea ei durere, ce nu putea fi descris. Cu inima zdrobită de durere, cu pumnii în piept se bătea, plângând și întrebând pe Dumnezeu de ce a fost să fie așa. Ajuns la locul răstignirii, sub cruce de atâtea ori căzut, plin de răni însângerate, bătut, scuipat și batjocorit, l-au pus pe cruce, pironit, străpuns de cuie, în mâini și în picioare, încoronat cu cunună de spini, ce-i provocau durere mare. Ridicat pe cruce, între doi tâlhari, Maica Sfântă cu durere îl privea, auzind ultimile lui cuvinte, cum la ucenicul iubit Ioan în grija lui o lăsa. Și strigă la Tatăl Ceresc să-l primească acolo sus, să ia suferința mare, să îl primească precum un tată cu mare alinare. Pământul, spre uimirea tuturor, s-a cutremurat în acea zi de vineri, când viața pentru noi și-a dat. Duminica este ziua cea mare, când Hristos a înviat și din împărăția sa ne veghează neîncetat. Iată, am încercat să descriu în câteva versuri viața Domnului Iisus Hristos
și în această zi mare sfântă îl slăvim și îl preamărim pentru tot ce face și ce a făcut pentru noi. Iată, am o invitată specială și foarte dragă sufletului meu, oameni speciali la zi de sărbătoare. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Doamna Maria Garaș. Sunt puțin copleșită, sunt copleșită și pentru că ne aflăm împreună, sunt copleșită și după ce dumneavoastră ați recitat, a reușit să spuneți, cum a zis, chiar și celor care n-ar ști nimic, ci ascultând poezia dumneavoastră, au fost informați cu tot ce s-a întâmplat, aproape că nu știu ce aș putea să mai adaug eu la ce ați spus dumneavoastră în aceste versuri, pe care sigur Dumnezeu v-a ajutat și vi le-a pus, vi le-a strecurat acolo în minte, pentru că noi oamenii nu putem face nimic singuri, fără voia și ajutorul lui Dumnezeu. Așa este. Chiar mi-am zis că o să pun aceste versuri în cartea mea, deși trebuia să o public acum înainte de Paști, dar din cauza filmărilor am întârziat și așa am ocazia să le pun în carte. Ca să fie și aceste versuri. Deci da. Tot Dumnezeu face și rânduie unele lucruri. Poate ați fost nemulțumită că nu ați reușit să o duceți la capăt cartea, dar e bine că... Da, nu, pentru că este finalizată tot, doar că mai trebuia să o verific, asta, să da, văd. Și iată că aceste versuri lipseau din cartea mea și sunt speciale. Da, sunt foarte. Pentru că Dumnezeu de multe ori, probabil, El ne spune tot ce trebuie să scriem. Ați punctat tot ce... Adică n-ați lăsat nimic. Da. V-a ajutat Dumnezeu ca să puteți să spuneți tot. Da. Și asta e mare lucru. Am făcut aceste versuri tocmai din motivul că știu că nu toată lumea citește Sfintele Scripturi și nu intră în profunzimea vieții Domnului Iisus Hristos. Știm de multe ori, pentru unii știu că este Dumnezeu, dar mai mult probabil nu se implică în a cunoaște mai mult. Și vedeți cum spune Domnul Dumnezeu al nostru, că dacă cunoaștem mult, mult ni se cere. Dacă cunoaștem mult, întotdeauna un om cu cât cunoaște mai mult, vrea să cunoască și mai mult. Iar un om care nu prea cunoaște nimic, chiar crede că știe de toate. Deci eu zic că e un lucru bun ca omul să aprofundeze și să-și îmbogățească sufletul și mintea. Da, da, da. Eu am fost așa de mică cu dragoste la Hristos și în cartea mea am descris viețile sfinților. Sigur că nu... Abia aștept să ajungă o carte și da, la mine. Sigur că nu am reușit, cartea are vreo 200 și ceva de pagini, dar am scris din viețile sfinților apostoli și a sfinților pentru care îi îndrăgesc atât de mult încât le spun că sunt prietenii mei din cer. Cei pe care reușim să îi găsim într-o carte, pentru că numai în cărți îi găsim în primul rând, și care ne regăsim sau am vrea să ne regăsim în faptele lor. Sau da, da. Din potrivă, nu ne regăsim, dar am vrea să ne îmbunătățim și noi. Chiar așa mi s-a întâmplat când am început să citesc viețile sfinților. Am plâns și mă vedeam un copil atât de părăsit și atât de neștiutor. Și ziceam plângând la Tatăl Ceresc, Doamne, cât sunt de departe de lucrările Tale și de tot ce au făcut acești sfinți minunați. Da, da, citind ce fac sfinții, ne dăm seama câte goluri avem. Da. Pentru că dacă ne uităm doar în jur și vedem lumea, poate de multe ori suntem mulțumiți. Doamne, eu nu sunt atât de rău sau eu n-aș face... Da. Atâtea lucruri rele, mai ales în perioada asta în care se întâmplă lucruri care nici n-am putut să le gândim noi. Da. Dar citind sfinții ne dăm seama câte mai avem de făcut. Numai atunci îți poți să-ți dai seama când citești viața unui sfânt. Și vă recomand, dragii mei, citiți viețile sfinților, că o să vă apropiați enorm de mult de Dumnezeu. Da, este mult mai ușor citind viața cuiva să te apropii de Dumnezeu, adică sunt lucruri palpabile. Că un sfânt
îți întărește, cumva conturează, adică ne mai pune ceva în credință, acolo. Ne arată este un îndrumător spre cer. Ne arată că și un om simplu poate să ajungă acolo unde a fost apostol. Lucrarea lui Dumnezeu este atât de mare și poate de multe ori este neînțeleasă, dar dacă îl rugăm pe Domnul Iisus Hristos să ne dăruiască înțelepciune și să lucreze prin inima noastră, cu siguranță vom pricepe mult mai mult. Draga mea, doamna Maria Garaș. Se poate și Maria, nu-i problemă. Așa. Vreau să trecem la ceea ce faceți dumneavoastră în viața dumneavoastră cu atâta pricepere, cu atâta dăruire. Sunteți, zic eu, o interpretă din zona Banatului care pur și simplu nu mi-ajung cuvintele cum să vă numesc pe dumneavoastră. Sunteți o persoană care dăruiți foarte mult în această grădină a folclorului. Sunteți un îndreptar și dumneavoastră pe acest drum al cântecului. Nu știu dacă nu este cumva prea mult ce mi-a spus, dar sunt convinsă că mi-a spus-o cu sinceritate cu și cu dragoste. Sinceritate. Îmi ridicați puțin ștacheta, dar o să mă străduiesc să sar peste, dacă nu o să trec onorabil și pe sub și o să mă închin smerită și o să mă rog la Dumnezeu să-mi dea mai mult, dar probabil că dragostea și sinceritatea cu care fac reușesc să convingă pe cel care mă ascultă că sunt o persoană adevărată, sinceră, așa cum ar trebui să fiu. Dumnezeu nu uită pe nimeni, niciun om nu a rămas fără calități, dar că uneori trebuie să ne întâlnim cu oamenii care rezonează cu noi ca să putem fi apreciați. Pentru că un om care nu rezonează cu tine poate are alte calități, dar nu te simți cu el. Dumnezeu la fiecare om dă anumiți talanți. Așa cum o s-o dat 2 talanți, 5 talanți, 10 talanți, dumneavoastră cred că vă dați cei mai mulți talanți. Nu neapărat. Pentru că eu acum am reușit să vă mai cunosc în mai de aproape. Știți că am făcut filmări și la dumneavoastră și v-am văzut familia dumneavoastră, v-am văzut sufletul dumneavoastră. Sunteți oameni printre oameni, așa cum îmi place să spun, și să ne ajute Dumnezeu să ducem mai departe acest dar dumnezeesc care l-ați primit de a compune, de a încânta publicul și să fiți mândră pentru tot ce ați primit de la Dumnezeu. Cred că nu trebuie ca Dumnezeu să ne dea neapărat mulți talanți, trebuie să lucrăm cu ei. Adică poate să ne dea un singur talent, dar noi să știm să-l înmulțim. Da. Pentru că nefiind mulțumit, îți dorești să te perfecționezi. Deci da, niciodată nu mi se pare că sunt suficient. Întotdeauna mi se pare că cuvintele unora sunt poate prea mult. Trebuie ca Dumnezeu să ne dea neapărat mulți talanți. Trebuie să lucrăm cu ei. Adică poate să ne dea un singur talent, dar noi să știm să-l înmulțim, da. Să-l înmulțim. Pentru că sunt oameni care au primit mulți talanți și nu i-au folosit cum trebuie. Așa, adică, și au rămas la stadiul acela. Dar cred că sunt un om care mă exploatez singur. Adică vreau de la mine mai mult, mai bine. Soțul zice că păcătuiesc, întotdeauna nu sunt foarte mulțumită, dar am întâlnit treaba asta spusă de oameni mari, că Doamne, îți mulțumesc că nu sunt mulțumit de mine niciodată, pentru că nefiind mulțumit, îți dorești să te perfecționezi. Deci da, niciodată nu mi se pare că sunt suficient, întotdeauna mi se pare că cuvintele unora sunt poate prea mult. Nu înseamnă că n-am întâlnit și oameni care m-au făcut să îmi dau seama că, adică, nu toți oamenii te apreciază la fel. Da, sunt și oameni da. Care vin și îți mai dă, te mai așează. Dar dacă vin cu o bază și au motive să spună ceva rău de tine, atunci trebuie să te îndrepți. Deci nu e un lucru rău nici când cineva zice de rău.
dar când cineva zice de bine, te obligă și te face să fii mai bun. Să fii mai bun, să dăruiești mai mult din sufletul tău, dar nu așa fictiv să dăruiești din suflet, adică chiar să pui și mâna, și mintea, și spatele, și să faci eforturi, să fii mai bun. Da. Doamna Maria, dumneavoastră, vă rog să spuneți telespectatorilor de unde veniți. Eu vin, adică vin și mi-am luat locurile natale în suflet. Eu vin din Clisura Dunării și mulți când aud Clisura zice Clisă. Ce Clisă e? Clisura Dunării este locul unde intră Dunărea până la Orșova. Mie mi-e drag să cred că până la Severin. E cel mai frumos, cel mai special loc. Unde Dunărea este în satul meu are cea mai mare lățime din tot parcursul ei și are un parcurs destul de lung și are și cea mai îngustă zonă când trece, când taie muntele. Deci la noi Dunărea își face jocul ei pentru că se apropie de mare și ea vrea să arate face câte ce vrea știe ea să facă. Deci este cea mai lată și cea mai îngustă, taie munții. Clisura Dunării e un loc minunat. Nu este un loc bogat în pământuri bogate. Nu ne putem lăuda cu recoltă bogată, că e piatră. Dar ne putem lăuda cu cel mai frumos loc geografic, turistic. Și sigur un loc mai puțin cunoscut, pentru că în vremurile de demult era un loc pe unde mulți oameni treceau granița. Și atunci nu prea era voie să vină turiști în zonă, trebuia să vină la cineva anume, așa ca și cum mai merge în străinătate. Și poate pentru mine rămâne locul, nu mai trăiesc de mult în satul meu, sunt în Timiș, dar sufletul și stilul și ăsta mi le păstrez, pentru că fiecare om își poartă locul natal în suflet. Și dacă dumneavoastră să spuneți că satul dumneavoastră este cel mai frumos, eu chiar vă cred pe cuvânt. Pentru că fiecare om iubește locul de unde vine el. Și nu uită tradițiile și copilăria lui și sărbătorile, modul în care și-a petrecut sărbătorile. Poate că au fost vremuri în care noi nu știam atâtea. Poate poezia dumneavoastră în vremurile alea n-aș fi știut ce să înțeleg, aș fi crezut că e ficțiune, că n-aș fi știut. Până n-am citit și până nu am aprofundat, până nu m-am maturizat, a fost un drum lung de bătut și încă mai este. Și nu știu ce să vă mai spun despre locurile mele, pentru că nu vreau să mă laud. Vreau să vă spun că am cel mai frumos costum și mi se pare că în locurile noastre sunt cele mai frumoase costume și iarăși nu vă contrazic dacă ziceți că în locurile... Nu, să știți că așa este. Eu iubesc foarte, foarte mult autenticitatea zonei de unde veniți. Da. Sunt costume aparte. Eu care mă plimb prin toată țara și văd atâtea costume, aceste costume le-am îndrăgit din prima clipă. Pur și simplu m-am îndrăgostit de ele. Și mai ales eu mă îndrăgostesc de costumele pe care le primesc. Nu știu de ce. Au pentru mine o valoare mult mai mare decât cele pe care le cumpăr sau pe cele care le am de la mama mea. Așa. Nu știu de ce. Cele care le primesc cadou și întâmplător, nu m-am gândit că voi vorbi de costum, l-am primit de la vecinele mele când au murit părinții lor, pot să spun mătușa Ana și mătușa Maria lui Sanitaru. Costumele noastre sunt din pânză țesută, din pânză groasă, pentru că dacă vin de la munte, trebuie să fie un costum gros. Noi bufenii, noi suntem o subzonă a Banatului, veniți din munții Mehedinți, sudul Gorjului, bufenii, deci suntem și olteni și suntem așezați lângă sârbi și am venit în Banat, așa că suntem un amestec foarte... și păstrăm perfectul simplu de la olteni, vorba arhaică de Banat și melismele de la sârbi. Adică avem de la fiecare câte ceva. Cojocul meu este de lână, făcut de uica Vasilie Cojocaru. Nu știu, am mânecuțe, noi purtăm, dacă da, nu port mânecuțe. Da, uitați că vedeți și astea, chestiile astea, mânecuțele astea, nu le vezi în altă zonă. În altă parte, tot a bufenilor, le zice ruje.
La noi se zic, le spunem mânecuțe. Sunt făcute din croșetate. Vedeți? Nu se vede da, pe dos. Da, da, și da, se da. Pune mărgeaua în timp ce lucrez. Pe... Mm-hmm. Sunt foarte mândră de costumul meu și mulțumesc celor care le-au lucrat, le-au purtat, că probabil acum, în primăvara asta, s-au regăsit printre ghiocei. Au... Da, 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 da. Nu murim, totul se transformă, până la urmă. Dar le-au păstrat atât de frumos și eu sunt foarte mândră. Nu am niciun merit, am doar meritul că le iubesc și am o doină, nu, încă nu am făcut-o, în care spun că atunci când le spăl și când le calc, când le spăl și le piglui, lăcrimez și le mângâi. Deci călcatul-i mângâiere și spălatul-i plâns. Extraordinar. Deci le port cu toată cinstea și smerenia. Iată, ați spus dumneavoastră că le purtați cu toată cinstea și smerenia. La fel, repertoriul care îl abordați este cu multă cinste, cu multă prețuire. Este o avere care vor dăinui mulți ani. Repertoriul pe care îl abordați este cinstea poporului român, care face mândrie prin toată lumea. Repertoriul meu, pe care îl strecor prin sufletul meu și cred în fiecare cuvânt, nu este de notorietate, de bătut în masă, dar cred că este un repertoriu care poate să rămână dincolo de mine și poate să fie o lecție de folclor. Îmi place să cred acest lucru. Și mai putem completa că mișcă sufletul ascultătorului. Da, ascultătorii sunt și deștepți și sensibili și n-au cum să nu, adică dacă ascultă, n-au cum să nu rezoneze cu tine. Sigur, sunt și oameni care vor altceva, dar acum paleta este foarte largă și oamenii au, pot selecta, televiziuni sunt multe, cântăreți de tot felul sunt mulți, deci oamenii au de unde alege. Eu cânt pentru aia puțini care lucrează cu inima și mintea, așa cum voi și interpreta un cântec, sunt oameni care lucră cu mintea și inima și eu cred în ei. Foarte bine, așa trebuie și sunteți un exemplu foarte bun în societate și în lumea artiștilor. Doamna Maria Dragă, transmiteți ceva telespectatorilor, un gând bun de sărbătoare. Sărbătoarea să le lumineze sufletul, Dumnezeu să le netezească toate cărările, să aibă o primăvară frumoasă, plină de sănătate, să fie pace în lume, să avem pace în suflet în primul rând, că dacă o avem în suflet, va veni și în lume, pentru că oamenii fac binele și răul, să se bucure de cei dragi, de recolte bune, de bucuria de a face ceva cu mâna, cu mâna și cu sufletul, de a nu primi nimic de gata, iar dacă primim de gata ceva, să fim mai bucuroși noi care dăruim decât cei care primim. Să fie așa cum își doresc dumnealor. Nimic mai mult decât fiecare să aibă parte de tot ce își dorește. Și iată, haideți să ciocnim un ou de Sfintele am Sărbători. Am să le iau pe ăsta verde, pentru că am o slăbiciune pentru verde. Și să vă spun ceva, după albastru nu mă prea dau vânt întâmplător, vom fi adversare calm. Vedeți, și aici și nu este întâmplător deci, nimic. Deci cumva venim și întărim. Da. Deci atunci înseamnă că trebuie să ciocniți dumneavoastră cu cel verde ca să-l spargeți pe ăsta la altul albastru. Albastru este, eu sunt de la Dunăre și nu știu să not, deci nemărginirea. Albastru este cerul și este apa întinsă și probabil că eu sunt o fire mai fricoasă sau nu știu de ce, dar verdele, galbenul, soarele așa. Și verdele, iarba. Iarba.
acolo sunt eu. Dar creația mi-a venit să Tatălui râd, pentru că eu am ales ce mi-a plăcut mie și cum adversarul, așa cum ați spus. Care nu... și nu, haideți dumneavoastră. Deci noi ciocnim aici și dumneavoastră acolo și iată că ne facem sărbătorile frumoase, așa cum numai românul știe. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat, adevărat că l-ați spart. Slăvit să fie Dumnezeu. Cerul învinge întotdeauna. Ați văzut? Dincolo. Cerul învins ne va învinge ceea ce Dumnezeu, este pe pământ. Ne va învinge convingerile noastre, rele, alea greșite. Da. Pe cele bune le va întări. Cele rele spală apa. Da. Hristos a înviat încă o dată, dragii mei, să aveți bucurii multe de aceste sfinte sărbători.